Cum spuneam, îmi propun să intru pe scurt, să prezint foarte pe scurt fiecare dintre produsele pe care le-am prezentat. Oferta protocolului este destul de larg. Vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru întrebări și după prezentare și în pauze veți avea contactul nostru de mail sau telefoanele. Chiar vă rugăm să ne adresați aceste întrebări, să vedeți în ce măsură, pentru un proiect pe care puteți avea, în ce măsură puteți beneficia de avantajele propuneți. Pentru TV are o flașă de produse care pleacă de la varianta PostgreSQL. Practic, Enterprise TV a preluat PostgreSQL și l-a transformat într-o distribuție comercială cu avantajele stabilității, cu avantajele unei strategii de produs și cu avantajele suportului și a serviciilor aferente. Primul produs pe care l-a dezvoltat este Postgres Standard Server, care adaugă o performanță superioară Postgres SQL. De asemenea, pune la dispoziția dezvoltatorilor o mulțime de instrumente extrem de utile, plecând de la, nu știu, facilități pentru geospațiale sau pentru suita de administrare. Nava Mirab, ceea ce înseamnă Enterprise DB, se numește produsul, este produsul Postgres Plus Advanced Server. Postgres Plus Advanced Server prezintă o particularitate foarte interesantă și anume, a fost dezvoltat luând în calcul în special compatibilitatea cu Oracle. Deci, Postgres Plus Advanced Server prezintă o compatibilitate de 96% în Enterprise DB cu Oracle. Deci, înseamnă că poate fi folosit în diverse scenarii, fie poate să înlocuiască o reclamă de anticipații, fie poate fi dezvoltat în soluții în care există deja o bază de date Oracle, dar care își dorește, care soluție se dorește dezvoltată mai departe, poate fi dezvoltată în baza Enterprise DB, care poate coexista foarte bine cu Oracle. În scenarii, de exemplu, de genul graficării, baze de date sau date de asemenea. Avantajele Postgres Plus Advanced Server. În primul rând, este această compatibilitate cu baze de date comerciale. Pe dată există tool-ul și pentru migrarea de la MySQL către Enterprise DB. Scalabilitatea, prin ceea ce presupune Infinite Cache, e foarte important față de Postgres SQL, spre exemplu, pune la dispoziția administratorilor de baze de date instrumente pentru instrumentul special Enterprise DB, se numește Dynatune, care permite o foarte ușoară instalare a Postgres, a Enterprise DB. Grid SQL este un proiect al Enterprise DB. Enterprise DB nu doar a preluat distribuția Postgres și a transformat-o într-o distribuție comercială. În paranteză să fie spus, de altfel, în Enterprise DB sunt implicați majoritatea fondatorilor Postgres SQL. Iar Enterprise DB continuă constant să se implice în dezvoltarea distribuției inclusive a celei de Postgres, iar proiectul de grid SQL a fost dezvoltat exclusiv de către Enterprise DB, după care a fost redat comunității. Zona de grid este disponibilă și în varianta Freeware. Prețul este un argument extrem de important, așa cum ne așteptăm cu toții pentru orice proiect open source. Prețul este o fracțiune din cel al unei baze de date proprietare. După comparație cu Oracle, spre exemplu, pentru a avea un reper, prețul poate să însemne a 5-a parte până la 10-a parte din prețul unei instale Oracle. Ceea ce, la prețurile Oracle și la ce știm cu toții că presupune costul unei baze de date, poate să însemne niște economii mai mult de substanțiale pentru un proiect care implică baza de date. TCO-ul este de asemenea extrem de scăzut și serviciile care sunt în spatele, care susțin Enterprise DB, sunt de asemenea la un preț extrem de atractiv. Suportul pe care l-a dezvoltat Enterprise DB este suport de pe mai multe nivele, până la 24/7, de altfel și noi, în ceea ce ne privește în România, e-solutions sunt implicați, iar prin contract, iar, avem obligația de a asigura suportul level 1 și level 2, avem colegi care, se spune, dorul pe mult super pentru a putea asigura acest gen de suport. De asemenea, s-au dezvoltat serviciile și, pe baza lor, s-au creat mai multe soluții Enterprise. În privința costurilor și a performanțelor, evident, e foarte importantă performanța. Nu alegem un proiect numai pentru prețul extrem de atractiv, dar și pentru performanța pe care o oferă. Iar pentru a putea avea un reper asupra ceea ce presupune performanța, Enterprise DB a ales câteva baze de date competitive și, pe baza performanțelor fiecare din parte, a definit o medie a lor și generic a fost denumită Big DBMS. Iar prin comparație,
se poate vedea că performanța Enterprise DB este undeva pe la 90% din performanța acestor DBMS, în care se identifică și DB2 și cloud-ul și mai multe baze de date. În condițiile în care, așa cum vă spuneam mai devreme, prețul este chiar o fracțiune din total, sunt foarte, foarte multe scenarii în care orice organizație își poate pune problema dacă are într-adevăr nevoie de acel 10%, pentru că diferența este dată de scenarii particulare, în care foarte multe dintre proiecte nu ajung. Nu este neapărat nevoie întotdeauna de acel 10%. Și atunci, Enterprise DB poate constitui o alternativă extrem de interesantă. Un alt produs pe care îl propunem este Zimbra. Așa vă spuneam, Zimbra e suita pentru mailing și colaborare. Oferă e-mailing, oferă calendar de grup, oferă, în general, tot ceea ce vă puteți aștepta ca organizație, ca însă ca zona Enterprise, tot ceea ce vă puteți aștepta de la un server de mail. Este compatibil cu, lucrează foarte bine pe PC-ul, pe Linux, pe Windows, mediu extrem de heterogene. Oferă un client Web Pages, de asemenea oferă și un client, web. Clientul Zimbra Desktop este gratuit, este extrem de interesant. Vă invit cel puțin să-l instalați cel puțin pentru a vedea ce anume mai puteți cere cel puțin sau care sunt acele facilități pe care le puteți aștepta și din partea altor clienții de mail. Trebuie să amintesc că știu eu, mail-ul tablet sau multe alte facilități. În completarea soluției clasice pentru Zimbra Collaboration Suite, puteți completa și Zimbra Mobile. Lucrează foarte bine cu iPhone și cu BlackBerry. De asemenea, pe partea pentru Zimbra Mobile, de asemenea, Zimbra lucrează cu Zimlets. Zimlets fiind conector dezvoltați de către comunitatea cea mai mare parte, de către comunitatea themselves, și prin intermediul căruia puteți rezolva diferite probleme particulare în completarea soluției de mail și colaborare. Mai are, bineînțeles, și un antivirus și un antispam în minus. Al treilea produs pe care îl distribuim și pe care l-am uitat la început este SEP. SEP este o firmă germană, plecată acum mai mulți ani și care s-a specializat în zona de backup și data recovery, însă foarte interesat în platforme extrem de heterogene. Știe să lucreze cu aproape toate sistemele de operare, cu tot ce, cu baze de date, server de mail și grupe. Sunt, așa cum vedeți, listată o bună parte dintre ele, nu sunt toate. Este poate soluția de backup și recovery care, la capitolul heterogenitate, poate că este cea mai dezvoltată din sistemul nostru de bază. Evident, pentru toate aceste platforme extrem de variate, administrarea se face printr-o singură platformă, printr-o singură interfață grafică. Există plus multiple simultane de backup care asigură performanța pe care o așteaptă orice organizație. Și are mai multe funcții. Foarte important, licențierea. Este o licențiere extrem de flexibilă, spre deosebire de alte produse cu care sunteți poate mai familiară. Licențierile sunt pe Fluxuri, de asemenea, este extrem de flexibilă la capitolul sistemelor de operare sau la serverul de mail. Putem detalia subiectul pentru cei care sunt interesați de zona aceasta. Soluțiile pe care le oferă SEP sunt în datele versii se poate face foarte ușor un back system recovery, foarte interesant. Practic se poate face un recovery pe dissimilar hardware, înseamnă că poate ați avut o problemă cu o mașină, știu eu, HP și puteți face recovery pe o altă mașină. Spre exemplu, nu se pierde nimic, totul este așa. De asemenea, oferă și garanția de life recovery, ca backup pentru securitatea sistemului, poate fi inclus și în sisteme de high availability sau alte sisteme mai complexe. Spuneam că suntem și partenerii Red Hat. Evident, cel mai cunoscut produs Red Hat este serverul Red Hat Enterprise Linux, pentru server și pentru desktop. Însă, produsul cel mai recent al Red Hat este serverul de virtualizare, Red Hat Enterprise Virtualization, în varianta server, desktop-ul este în varianta beta. Iar pentru RHEV, eSolutions are unul dintre primii experți certificați pentru această soluție din România. Au participat la primul training care s-a organizat în Europa pentru zona aceasta. Deci putem oferi servicii complexe pentru virtualizare pe partea de rețetă.